revenind la capitolul de prevenție a obezității, am înțeles cu toții că trebuie să fim atenți la două aspecte, și anume educația fizică și în același timp nutriția. Și voi prezenta câteva aspecte în ceea ce privește efectul băuturilor dulci și a alimentelor fast food asupra obezității la copil. Știm cu toții că în ultimul sfert de secol obezitatea reprezintă o problemă de sănătate publică importantă, cu implicații medicale, sociale și economice pe termen lung, conducând la creșterea atât a mortalității cât și a morbidității. În ultimul sfert de secol, rata obezității aproape s-a triplat la copii și adolescenți și statisticile pe care le-am găsit arată că 14% dintre copiii cu vârste între 2 și 5 ani și 19% dintre copiii cu vârste între 6 și 11 ani suferă de obezitate. Și această obezitate apărută în copilărie implică transformarea în adulți obezi, care au asociat comorbidități precum boli cardiovasculare, tulburări metabolice și, nu în ultimul rând, complicații pulmonare. Și din acest motiv, trebuie să înțelegem cauzele acestui proces în plină expansiune pentru a încerca limitarea evoluției sale. Cum am tot spus, știm că obezitatea reprezintă un dezechilibru energetic între energia acumulată prin ingestia de alimente și băuturi și energia pe care o consumăm prin activitate fizică și prin metabolismul organismului. Și acest dezechilibru energetic este influențat în mare măsură de alegerile alimentare și de obiceiurile alimentare, care la rândul lor influențează factorii genetici și factorii metabolici, care în final vor duce la influențarea greutății corporale. Alegerile alimentare sunt la rândul lor influențate de factori socioeconomici, culturali, factori de mediu și vedem din ce în ce mai mult în ultimele decenii că a crescut luarea meselor în oraș și anume și în special consumul de alimente tip fast food. Aceste tendințe alimentare determină un exces caloric, conducând implicit la o creștere a riscului de obezitate, datorită faptului că acestea sunt servite în porții mari și au o densitate calorică ridicată, adică raportul conținut energetic la 100 de grame de alimente este ridicat. Au fost studiate diferite aspecte ale produselor fast food, pe care datorită cărora încadrăm aceste alimente în categoria alimentelor nesănătoase. Printre acestea menționăm conținutul ridicat în grăsimi, deoarece știm că un exces caloric conduce implicit la o creștere a greutății, un aport caloric ridicat, care la rândul lor determină creșterea greutății corporale, conținutul crescut de sare, conținut de alimentele fast food, care vor determina patologii la nivelul aparatului cardiovascular, dar și aparatului renal, conținutul crescut de colesterol, care la rândul său influențează funcționarea aparatului cardiovascular și, nu în ultimul rând, conținutul de carne roșie și carne procesată, prin aceasta înțelegând mezeluri, hamburger, hot dogs, care determină creșterea producerii de estrogen și nivele crescute ale acestui hormon au fost corelate cu creșterea apariției riscului de cancer. O altă dovadă care ne confirmă faptul că produsele fast food sunt nesănătoase o reprezintă banalii cartofi prăjiți comercializați de lanțurile de restaurante fast food, care aparent sunt doar cartofi și ar fi un produs vegetal, dar dacă ne uităm pe lista de ingrediente, observăm că pe lângă cartofi există și o întreagă listă de substanțe artificiale, printre care uleiul de soia hidrogenat. Prin hidrogenare, grăsimile nesaturate se transformă în saturate, deci grăsimi nesănătoase, aroma naturală de vită, naturală fiind pusă în ghilimele, deoarece conține grâu, lapte hidrolizat, putând afecta persoanele cu intoleranță la gluten, sau pirofosfatul acid de sodiu, care a fost incriminat în apariția osteoporozei, deoarece scade absorpția de minerale. Dezvoltarea meniurilor fast food speciale pentru copii a apărut în jurul anilor 1970, și au căpătat o popularitate mare și printre adolescenți. În ceea ce privește compoziția lor nutrițională, meniurile destinate copiilor sunt bogate în grăsimi și acizi grași, au o densitate calorică ridicată, dar o valoare nutrițională scăzută. Și conform Asociației Americane de Alimentație Școlară, doar 3% dintre meniurile fast food destinate copiilor se încadrează criteriilor pentru alimentație sănătoasă. La fel, un exemplu concret prin care înțelegem că un meniu fast food, chiar dacă este destinat copilului, nu înseamnă o alimentație sănătoasă, o putem înțelege prin faptul că lista de ingrediente ale unui simplu hamburger, care în mod normal ar trebui să conțină pâine, carne și eventual niște legume, ne pierdem printre toate substanțele pe care uneori nici nu le înțelegem denumirea,
care de fapt sunt ingrediente nesănătoase pentru alimentația unui copil. Această industrie fast food afectează copiii mult mai mult decât adulții. Un dezechilibru al balanței energetice al unui copil de numai 2% poate duce la o creștere a obezității. Și cele 2% în exces sunt reprezentate doar de 30 de kilocalorii, acestea corespunzând câtorva cartofi prăjiți, unui sfert de doză de suc sau a unei jumătăți de prăjituri cu ciocolată. De asemenea, există, acestea fiind date teoretice, dar avem și studii concrete cu evidențe clare care arată legătura și efectele negative ale consumului de fast food asupra copiilor. De exemplu, un studiu efectuat în Statele Unite pe peste 6.000 de copii și adolescenți a urmărit consumul total de energie pe 24 de ore, pe parcursul a două zile, alese aleatoriu neconsecutive. Și s-a constatat că acei copii care au consumat fast food au avut un aport caloric zilnic mai mare, au consumat alimente cu o densitate calorică mai mare și au avut un aport mai mic de fibre, fructe și legume. La fel, un alt studiu efectuat pe 2000 de fete a utilizat raportarea individuală a frecvenței consumului de fast food și s-a ajuns la concluzia că aportul caloric a crescut de la 1837 de calorii atunci când există un consum redus de fast food la 1966 de kilocalorii atunci când există o frecventare crescută a localurilor fast food. Și la fel, un alt studiu efectuat pe un loc mai mic, de 100 de fete, a urmărit evoluția indexului de masă corporală. S-a constatat că atunci când se frecventează de cel puțin două ori localurile fast food, există o creștere semnificativă a indicelui de masă corporală în comparație cu fetele care au frecventat mai puține două ori pe săptămână sau chiar deloc localurile fast food. Până aici am vorbit despre mâncarea fast food, dar trebuie să avem în vedere și băuturile dulci, deoarece acestea au aceeași influență asupra creșterii incidenței obezității. Și nu trebuie să ne mirăm de acest lucru, având în vedere că unul din cinci copii consumă zilnic băuturi carbogazoase. Și pentru fiecare porție adițională de băutură îndulcită consumată, crește atât indicele de masă corporală, cât și incidența obezității. Și trebuie să știm că doar o sticlă de jumătate de litru de suc carbogazos conține între 15 și 18 lingurițe de zahăr, echivalentul la 240 de kilocalorii. Deci dacă am explicat părinților că de fapt un copil când bea suc mănâncă niște lingurițe de zahăr, probabil impactul ar fi mult mai mare. De asemenea, s-a demonstrat că atunci când consumăm zilnic doar două doze de suc pe zi, după 26 de zile avem un surplus ponderal de 1 kg. Dacă facem calculele pentru un an întreg, mă ajunge la concluzia că vom acumula 14 kg în decursul unui an. Astfel, deși pare inofensivă, consumarea unui pahar de 350 ml de suc, care de obicei se oferă alături de meniul de fast food pentru copii, conduce la creșterea obezității cu 60%. Pe lângă faptul că ajungem să băim din ce în ce mai multe băuturi carbogazoase, aceste băuturi au început să conține și mai multe calorii decât la începuturile apariției restaurantelor fast food. Și astfel s-a constatat că din 1977 și până în 2001, conținutul energetic al sucurilor a crescut cu 135%, lucru care conduce la o suplimentare zilnică cu 278 de kilocalorii. Și pe lângă acest aspect, s-a constatat în aceeași perioadă și o scădere a consumului de lapte cu 38%, astfel că în zilele noastre copiii beau mai puțin lapte și înlocuiesc aceste lichide cu suc carbogazos. Și toate aceste tendințe alimentare se suprapun pe perioada de expansiune a epidemiei obezității la copii și adolescenți. Dacă nu dăm copiilor suc carbogazos, ne gândim că sucul natural de fructe este o variantă sănătoasă și copiii pot să consume la discreție. Totuși, trebuie să ne gândim că și sucurile naturale de fructe conțin aproape aceeași cantitate de zahăr. De exemplu, 220 ml de suc natural de portocale conține aproximativ 10 lingurițe de zahăr și respectiv 25 de grame de fructoză. Trebuie să fim atenți la această substanță, fructoza, pentru că ea este incriminată în procesul de apariție al obezității. Dacă avem un aport de 15 grame de fructoză pe zi, aceasta nu este dăunătoare sănătății decât în cazul coexistenței unei insulenți în rezistențe crescute la insulină, dar dacă avem un aport de 10 ori mai mare de fructoză pe zi, avem și o creștere a riscului de obezitate, cum și altor boli cronice, deoarece este demonstrat faptul că fructoza are asupra ficatului același efect ca și alcoolul, determinând acumularea de grăsime în celulele hepatice și, în consecință, produce ceea ce numim
ficatul gras non-alcoolic. Și alarmant este faptul că adolescenții sunt cei care consumă cel mai mult fructoză în ziua de astăzi. 90% din adolescenți primesc mai mult de 25% din necesarul caloric zilnic din fructoză. La fel, există studii concrete care ne arată legătura dintre băuturile dulci și creșterea obezității. Un studiu care a urmărit 548 de elevi a cuantificat consumul de produse dulci pe parcursul a 19 luni și s-a ajuns la concluzia că pentru fiecare aliment dulce consumat în plus față de dieta obișnuită crește atât indicele de masă corporală cât și incidența obezității. Trebuie să știm, pe lângă efectele negative ale alimentației nesănătoase, și sfaturile unei alimentații sănătoase pe care să le oferim părinților. În primul rând, trebuie să evităm utilizarea alimentelor drept recompensă. De asemenea, părinții trebuie să promoveze gustările sănătoase, și anume fructe, legume, nuci, iaurturi simple și, în general, alimente bogate în fibre și sărace în grăsimi și zahar. Părinții ar trebui să educe copiii să ia micul dejun fiecare zi, deoarece această obișnuință conduce la însușirea unei discipline alimentare. Și la fel, tot o disciplină alimentară reprezintă și crearea unui regim de masă regulat și de a încuraja copiii să conștientizeze ceea ce mănâncă. Și nu în ultimul rând, trebuie să promovăm și un consum adecvat de apă. De asemenea, trebuie precizat faptul că interzicerea totală a consumului unor alimente poate fi de asemenea un factor de risc al obezității, deoarece dacă restricționăm total accesul copiilor la anumite alimente, poate fi o măsură utilă, dar, de fapt, copiii vor ajunge să-și dorească și mai mult să consume alimentele interzise. Și ceea ce putem face în locul restricției alimentare este să oferim o variată gamă de produse, printre care să oferim și fructe și legume. Și, în concluzie, promovarea susținută a unei alimentații sănătoase și a unei discipline alimentare, fără excese și cu conștientizarea a ceea ce se mănâncă, dar și a caloriilor care se consumă, poate reprezenta un management bun al obezității la copil, contribuind la o viață sănătoasă atât în prezent cât și pentru viitor. Vă mulțumesc! Și ceea ce am menționat teoretic este știut de toată lumea, dar este ușor de spus și greu de făcut, dar repetând mereu aceste mesaje subliminale, poate reușim puțin câte puțin să schimbăm mentalitatea părinților.